Bună ziua, dragii mei, și bine ați venit în bucătăria lui Modă. Astăzi vom face șaurma de casă. Pentru asta vom avea nevoie de cărniță de porc fiartă, tăiată cu bulețe și apoi prăjită. Aici am un mix de roșii cu ardeal roșu și cu castravete. Cine vrea poate să pună și ceapă, dar eu nu sunt fan ceapă. Desigur, nu uităm de varză și la final cartofii prăjiți. La alegere. O să începem prima dată prin a pune puțin ketchup pe blatul de șaormă. După ketchup urmează maioneza. După ce am pus ketchupul și maioneza, vom pune bucățelele de carne. Apoi urmează cartofii prăjiți. Vom continua cu puțină varză. Și urmează să punem roșiile castraveții și ardeii. Desigur, după bunul plac, dacă vreți, puteți să mai puneți puțin ketchup sau maioneză deasupra. Eu am ales ketchupul și urmează să o rulăm. Cam așa urmează să ne delicatăm din această șaorma. Așa arată ea. Poftă bună, sper să vă placă!